Un incendiu violent a izbucnit ieri dimineață într-o gospodărie din localitatea Malu. Când au văzut flăcările, proprietarii au cerut ajutor. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, dar și serviciul voluntar pentru situații de urgență din comună, cu autospecială. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați și în patru dintre încăperi. Pompierii au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă și au reușit să salveze restul casei. Au ars mobilierul din bucătărie și baie, electronice și electrocasnice și s-au deteriorat mai multe bunuri. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit. Un alt incendiu s-a produs vineri seară, de data aceasta, la un autoturism parcat. Este vorba despre o autoutilitară încărcată cu anvelope și cu alte bunuri din localitatea Valea Dragului. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul stației Colibaș cu autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoutilitara ardea în proporție de 90%, în interiorul acesteia fiind circa 36 de anvelope, un aragaz, dar și documentele proprietarului. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit.